Hai! Savarin a ajuns și în orașul Iași, capitala Moldovei. De această dată ne-am legat de un cartier special. E vorba de zona Doi Băieți. Cei de la primărie vor să schimbe, odată cu trecerea timpului, această denumire de Doi Băieți în Doi Bărbați. Dar unde-s bărbați ăștia? Să vedem dacă lumea este de acord. Cei de la Consiliul Județean vor să schimbe numele zonei Doi Băieți în Doi Bărbați. Este o idee bună? Nu e idee bună, să știți. Nu este idee bună la treaba asta. Din Doi Bărbați se schimbă. Băi, unde mergi? Merg la Doi Băieți, că așa a fost denumirea asta. Păi mă duc la Doi Bărbați. De unde vine asta? Unde vine asta la Doi Bărbați? Nu mai înțelege nimeni. Dar pe dracu, unde duce la Doi Băieți? Ca și au fost copiii mici Doi Băieți, ca de așa se spune. Mă duc la Doi Bărbați. De unde sunt bărbați ăștia? Dar cum preferați? Doi băieți sau doi bărbați? Doi băieți, cum s-a spus înainte, doamne, nu doi bărbați, doamne. Doi bărbați între mai multe, doi bărbați, dar doi băieți mici, nu? Dar nu normal, doi copii mici, dar nu doi bărbați. Păi, poftim, doi bărbați erau pe aici, țapin de bieț. Păi, azi nu-i pune pe aici, doi bărbați, nu dă-i măsă, că am plecat încolo, nu? Salut! Cei de la primărie vor să schimbe denumirea Doi Băieți în Doi Bărbați, ești de acord? Nu. De ce nu? Pur și simplu. Nu mi se pare corect, pentru că lumea s-a obișnuit cu doi băieți și ăsta este un punct de reper, doi băieți, nu doi bărbați. Să înțeleg că tu preferi doi băieți, nu doi bărbați. Normal. Dacă ai ști, nu mai pot să mai vorbesc, vreau să sun pe cineva. Pe cine? Ești indiscret. Dar cum preferați, doi băieți sau doi bărbați? Două fete. Cei de la primărie vor să schimbe denumirea din doi băieți în doi bărbați, fiindcă a trecut foarte mult timp. E ok așa ceva? Nu. De ce nu? Să păstreze denumirea istorică, deci care a avut-o înainte, nu? Vă rog, nu schimbați doi băieți în doi bărbați, că nu are rost. Mai buni sunt doi băieți. Dar trebuie să schimbi buletinii, să se schimbi... Exact. Adică... Ei vor să schimbe denumirea Doi Băieți în Doi Bărbați. Acum faceți mișto din mine, nu? Doamna preferă Doi Bărbați, nu Doi Băieți. Mai mult de doi. Mai mult de doi. Hai să fie așa. Să rămână numai bine. Bună ziua! Să trăiască domnul capitan! Domnul capitan, cei de la Consiliul Local vor să schimbe denumirea din doi băieți, doi bărbați. Sunteți de acord sau nu? Du-te dracu de aici. Ce părere aveți? Din denumirea doi băieți, știți această zonă, de când e lumea și pământul, se numește Doi Băieți. Da. Membrii Consiliului Local vor să schimbe denumirea în Doi Bărbați, fiindcă a trecut foarte mult timp. E ok așa ceva? Spun drept, e de ani și ani de zile, așa, cum poate să schimbi? Dacă a fost Ștefan cel Mare, că nu a fost aici, na, așa, cum poate să mai schimbe acum? Eu am spus că odată cu trecerea timpului, acești doi băieți se numească doi bărbați. Nu se poate. Călcăm în picioare istoria, nu? Corect. Vreau să rămână același nume. Deci preferați doi băieți, nu doi bărbați. Da. Dumneavoastră, cum ați vrea să numească? Un copac sau doi copaci? Doamne, fă o minune, Doamne, și pentru mine o minune, Doamne. Mulțumesc. Sănătate, numai bine. Să trăiți. Thank you. Numai bine.